Autostrada Gilău-Nădășelu se apropie de finalizare. Constructorul își asumă în continuare termenul din noiembrie 2016 pentru finalizarea lucrărilor. Din păcate, acesta are toate șansele să rămână inutilizabil întreg anul 2017 datorită faptului că viaductul lipsă de la Gilău este încă necontractat. Unul dintre cele mai frumoase segmente de autostradă construite până acum în România, tronsonul Gilău-Nădășelu, al autostrăzii A3, se apropie cu pași repezi de finalizare, precizează reprezentanții Asociației Pro Infrastructura. Chiar dacă constructorul își asumă în continuare termenul de noiembrie 2016 pentru finalizarea lucrărilor, autostrada are toate șansele să rămână inutilizabilă întreg anul 2017, datorită faptului că viaductul lipsă de la Gilău este încă necontractat. Lucrările înaintează bine pe segmentul autostrăzii A3 dintre Gilău și Nădășelu. Constructorul UMB își asumă în continuare termenul de noiembrie 2016 pentru finalizarea lucrărilor. S-a deblocat situația complicată din zona pădurii și în acest moment nu avem identificate probleme majore care să împiedice finalizarea acestui segment la final de an. Se arată pe pagina oficială a Asociației Pro Infrastructura. Vrem cât de repede să ne conectăm de DN1F ca o parte din traficul greu care mai trece prin Cluj să treacă pe aici, să urce pe autostradă și să meargă spre Turda, poate Câmpia Turzii, sau să o ia pe centura Vâlcele, a declarat prefectul județului Gheorghe Vușcan pentru Știri de Cluj. În octombrie 2014, constructorii tronsonului Gilău-Nădășel de 8,7 km anunțau că în aprilie 2016 autostrada va fi circulabilă, însă acest lucru nu a fost realizat. Pe de altă parte, o filmare aeriană realizată pe tronsonul Gilău-Nădășelu al autostrăzii Transilvania arată că lucrările sunt foarte avansate.